Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. Numele meu este Laurențiu Florea și am alături de mine cartea Codul bunelor maniere, pur și simplu, propria carte, de unde am ales să vă transmit câteva informații pentru a vă aduce cât mai multă valoare, iar voi să extrageți cele mai importante lecții pe care puteți să le extrageți. Subiectul pe care am ales astăzi să discut face referire la momentul acela în care noi suntem gazdă. Și haideți să vedem care informații sunt de transmis pe acest subiect. Lansați invitații numai persoanelor pe care vă face plăcere să le întâlniți și a căror companie o agreați, însă acordați atenție tuturor oaspeților, chiar și celor care vă plictisesc. Dacă veți primi oaspeții cu armonie, cu zâmbetul pe buze și dacă veți avea grijă și de meniu, toți invitații vor avea numai cuvinte de apreciere pentru dumneavoastră. Întrețineți atmosfera și implicați-i pe toți în conversație, de asemenea aveți grijă să faceți dumneavoastră prezentările. Amintiți-vă că întotdeauna persoanele tinere vor fi prezentate celor mai în vârstă, cărora li se vor cere permisiunea să le fie prezentați de noi sosiți. Dacă sunteți o gospodină tânără, la primele evenimente este recomandat să invitați numai părinții, rudele și prietenii foarte apropiați pentru a vă testa calitățile. În cazul în care un invitat vine însoțit de o altă persoană și nu ați fost înștiințat în prealabil, veți accepta situația, veți zâmbi și vă veți adapta poftindu-o la masă și punând un tacâm în plus. Persoana care a venit neinvitată va fi integrată și tratată cu același respect. Dacă o persoană întârzie mai mult de 30 de minute, veți începe să mâncați în lipsa acesteia. Este exclus să-i puneți pe celălalt invitat să îl aștepte pe cel care întârzie peste această limită, mai ales dacă nu a anunțat cât timp va întârzia. Este de asemenea interzis să sunați invitatul și să-i spuneți să vină mai repede. Se presupune că știe ora la care trebuie să ajungă, iar dacă acesta va întârzia, este datoria lui să anunțe. Când sunteți gazdă, aveți rolul de a-i face pe toți invitații să se simtă bine și să fiți recunoscători pentru prezența lor. Dacă se întâmplă să se spargă din greșeală ceva ce vă aparține, nu trebuie să faceți gălăgie, să vă supărați, să mustrați vinovatul sau și mai rău să începeți să plângeți. Aveți aceste neplăceri, apar și trebuie să le acceptați și să treceți cu vederea. Cu siguranță persoana vinovată știe că a greșit, însă chiar dacă în viitor va fi mai atentă, în situația prezentă nu mai are ce face pentru a salva greșeala. Dacă există un oaspete de onoare, îi se va oferi locul cel mai bun, iar în majoritatea cazurilor îi se va oferi locul din dreapta gazdei. Dacă invitați un cuplu divorțat, trebuie să-l anunțați pe fiecare de prezența celuilalt și nu îi veți prezenta ca pe o pereche, ci ca pe doi prieteni. Acestea au fost informații pe care am avut să vi le transmit referitor la acest subiect când suntem gazdă. Sper că ați extras lecțiile importante și vă recomand să vedeți și alte videouri despre bunele maniere.